Bună seara, numele meu este Cătălina Hajari. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Magia din Tine. În seara aceasta vom vorbi despre relațiile toxice. Cum putem să vindecăm relația toxică pe care o avem, fie cu persoanele apropiate, fie în mediul în general. Vom vorbi despre practica legată de acupunctură. Invitatul meu, Octavian Zbână, bine ai venit! Mulțumesc, mă bucur să fiu aici! Spune-mi, te rog, care e părerea ta privind relațiile toxice? Cum putem remedia relația cu ei practicând această metodă? Păi, în primul rând, trebuie să înțelegem cum definim o relație toxică. În experiența mea am observat că unii oameni nici nu realizează că se află într-o relație toxică. Deci primul pas este să o identificăm. În al doilea rând, ca mecanism, cum ajută acupunctura, fiindcă foarte mulți oameni nu înțeleg. Câteodată se gândesc, ok, acupunctură, ce ar putea să facă, ok, poate niște dureri de spate, dar când vine vorba de spectrul psihologic, sunt foarte surprinși. Modul în care funcționează acupunctura pe acest spectru este în felul următor. Răspunsul pe scurt este prin arhetipurile psihologice. De exemplu, orice relație toxică are ca bază o dependență emoțională. Adică am nevoie să fiu în relație cu acea persoană, că e vorba de, nu știu, să zicem, partenerul de viață, iubitul, iubita, sau poate să fie inclusiv o relație toxică cu unul dintre părinți. Dar să luăm exemplu simplu cu partenerul de viață. Suntem dependenți de el într-o anumită măsură și în același timp ne face rău. Asta este definiția. De unde crezi că vine dependența asta față de cel de lângă? În general, tendința noastră este să repetăm niște scenarii. Scenarii de viață, scenarii relaționale pe care le vedem în familie. Noi tindem ca oameni să mergem după ce este familiar, nu după ce este fericit. Dacă, de exemplu, am văzut la părinții noștri un anumit tipar de relație, indiferent că rațional îl respingem, subconștient vom tinde să-l repetăm, să ne creăm propriul nostru scenariu care e identic după aceea. De ce? Nu din cauza că ne place, nu din cauza că îl aprobăm, ci din cauza că e familiar, e cunoscut. Noi, de-a lungul anilor, pot să spun că preluăm prea mult. Ideea e că noi de-a lungul anilor luăm foarte multe bagaje. Așa e. Sau pot spune că se strâng foarte mult. Încă din copilărie, încă de la relația între copil-părinte. Și foarte mulți întâmpină o dificultate în a relaționa cu ceilalți din jur, tocmai din motivul că au fost educați într-un anume mod. Da, așa este. Este... Bagajele acestea sunt oarecum naturale, în sensul în care se presupune că părinții ne ajută prin exemplu. Uite, așa am făcut eu, așa am avut succes, tot ce trebuie să faci este să mimezi, să imiți ce am făcut eu și vei avea același succes. Dar dacă, de exemplu, părintele săracul a făcut niște greșeli, copilul nu are discernământul să aleagă, adultul are discernământul să aleagă. Deci dacă, de exemplu, părintele a fost și este eventual într-o relație toxică, copilul, devenit adult, va tinde să facă același lucru. Iar aici aș vrea să punctez un anumit lucru care mi se pare foarte, foarte important. Sunt mulți oameni care rămân în relații toxice, își dau sau nu își dau seama că sunt într-o relație de genul ăsta, dar o fac pentru copii. Ori asta este una dintre cele mai mari greșeli pe care le pot face oamenii și o să explic de ce. În momentul în care tu ca și părinte nu ești fericit, îi dai un exemplu copilului de uite, așa e viața. Dacă nu ești fericit într-o relație în care, să zicem, nu știu, bărbatul își bate femeia sau nu neapărat că există violență, există o nepotrivire absolut evidentă pentru toată lumea și există o nefericire absolut evidentă pentru toată lumea, dar cei doi rămân totuși în relație pentru copii, cum se întâmplă în, cred că, foarte multe relații. De ce? Din cauza că amândoi copiii au nevoie de amândoi părinții. Da, dar ce preiau ei de acolo? Exemplul, uite, asta înseamnă o relație. Ori asta este o paradigmă a sacrificiului. E ceva de genul, eu ca părinte mă sacrific pentru tine, copil, ca ție să-ți fie bine. Dar nu asta ajunge la copil. Ce ajunge la copil este, ok, asta înseamnă o relație, deci eu când voi fi adult, ce voi face? Exact același lucru ca și părintele. Adică voi ajunge subconștient, voi fi atras de o relație toxică,
chiar dacă pot să mă jur că nu o să fac aceleași greșeli, nu o să. Tendința natural, subconștient, este să mă duc acolo și să mă sacrific la rândul meu pentru copiii mei, ca lor să le fie bine. Și atunci, paradigma sacrificiului este că toată lumea se sacrifică și nimeni nu ajunge să fie fericit. Și atunci, remediul, atitudinea corectă este, ok, sunt într-o relație toxică, ce este mai bine pentru mine și pentru copilul meu? Dacă, de exemplu, să luăm un caz, de exemplu, o femeie abuzată fizic de bărbat. Rămâne în relație sau a rămas până la un punct în această relație pentru copil, își dă seama că nu e cel mai bun mod de a face lucrurile, în special dacă, să zicem, copilul este o fată, fiindcă modelul masculin este, ok, așa sunt bărbații, asta este ce va avea fata tendința să atragă în viața ei, și atunci mama, dacă conștientizează acest lucru, poate să-i spună, draga mea, uite, așa nu. Dar nu e destul să zici prin vorbe, fiindcă copiii nu rețin vorbele, ei rețin comportamentul. Și atunci ideea este să-i transmită prin comportament. Uite, am făcut o greșeală, am ales să am alături de mine un bărbat și o relație care nu mă împlinesc, nu sunt ok, nu sunt ok nici pentru mine ca persoană, nu sunt ok nici pentru tine ca exemplu, ies din această relație și măcar îmi dau voie să intru într-o relație care să mă reprezinte, să fie împlinitoare și uite, îți dau exemplu că da, e ok să fii uman. E ok să faci greșeli, dar dacă ai căzut, te ridici frumos, te scuturi și mergi înainte. Nu stai în acea relație toxică fiindcă ai făcut odată o greșeală și mor cu ea. Mereu am considerat că toate evenimentele tragice chiar sunt tragice dacă stăm să le gândim, să le observăm la rece, vin din copilărie. Ce e mai tragic este că copilul devenind adult îi se pare normal. Exact. Da. El nu face diferența între ce e bine, ce e rău într-o relație. Exact. Dacă tatăl își bate soția, copilul asistă, el simte teamă, simte frică, simte că e ceva neobișnuit în inocența pe care încă o are atunci. Da. Dar de-a lungul anilor îi se pare o formă de iubire, dar din aia nefirească. Așa e. Și se vede foarte mult la dinamica relațiilor când, să zicem, vorbim de o femeie. Am avut surpriza și, mă rog, după aia mi-am dat seama ce se întâmplă, să văd, de exemplu, femei traumatizate, abuzate, repetat în aceeași relație, dar nevrând să iasă de acolo. Adică ele puteau să critique bărbatul, ele puteau să zică orice despre el, dar să iasă de acolo, nu, e bărbatul meu. Uite, fix asta vreau să vorbim acum. Da. Deci, așa cum ai zis și tu, sunt femei care acceptă asta. Da. Rămân. Este exact din motivul pe care l-ai spus. Fiindcă pentru ele așa e normal. Dar la ce mod normal? Dacă le întrebi, nu știu, le faci un chestionar, le întrebi, dom'le, crezi că așa e normal? Eu zic, nu, normal că nu, mi-ar plăcea să nu mă bată. Rațional, cognitiv, bineînțeles că nu e normal. Dar ideea este că la nivel subconștient li se pare foarte normal. Că așa, asta au văzut, la asta au fost martori, asta a fost familiar pentru ele, da. Eu personal cunosc o individă, nu o să dau numele, care rămâne într-o astfel de relație toxică în toate sensurile posibile și imposibile, simte nevoia de a se victimiza, de a-și spune poverile pe care le poartă pe umeri, dar să nu facă nimic. Da. Aici, dacă vrei, putem să intrăm un pic în cum anume ajută acupunctura, fiindcă asta cred că e până la urmă de interes. Care este nevoia unui astfel de om? În primul rând, acest om nu a primit din copilărie hrana emoțională, căldura emoțională, intimitatea de care avea nevoie și atunci sentimentul acela de acasă nu este ceva foarte comun, nu este ceva foarte prezent în viața acelei persoane. Ea nu a avut un acasă real, așa cum ar fi trebuit. Deci este un gol. Exact, e un gol, este un vid. Este o lipsă de hrană emoțională, e o lipsă de stabilitate, e o lipsă de sentiment de acasă, de plenitudine interioară. E un gol în suflet. Ei bine, din acest gol, orice fel de crâmpei de iubire, de căldură, de atenție, e un plus. Și atunci, astfel de oameni se mulțumesc cu puțin, cu foarte puțin. Ei bine,
cheia întotdeauna este dinăuntru în afară. Cheia este să ajutăm omul respectiv să împlinească acel gol. Și aici începe magia acupuncturii. La ce mă refer? Adevărul este că noi toți avem toate resursele în noi. Toate resursele emoționale, toate resursele spirituale. Căldura emoțională de care avem nevoie e acolo. Părinții, de fapt, ce fac? Ei intră într-un rol arhetipal. Arhetipal însemnând, el este înscris în psihicul nostru, el este codificat de genetică a lungul de sute de mii de ani sau poate mult mai mult de atât. Iar la fel cum, de exemplu, o piesă de teatru este scrisă cu niște roluri, actorii care joacă acele roluri poate să le joace mai bine sau mai puțin bine. Dar arhetipul, adică modul în care a fost scris acel rol, el este perfect. Cel puțin la nivel psihologic e perfect. Da? E bine, ce face acupunctura este că reconectează individul la arhetipul perfect. Mai specific, de exemplu, da, să zicem că persoana în cauză a avut o copilărie în care relația cu mama a fost dezastroasă. Bun, ce face acupunctura? Ajută individul respectiv să se reconecteze cu mama interioară, cu arhetipul feminin. Și atunci magia care se întâmplă este că, indiferent ce s-a întâmplat în viața reală cu mama, indiferent cât de prost și-a jucat mama biologică, rolul de mamă, acele răni, acele lipsuri sunt compensate de faptul că omul se reconectează cu energia interioară a mamei. Și aici am vorbit de energia interioară a mamei, tocmai deoarece exact asta face acupunctura. Când vorbim de meridiane de acupunctură, când vorbim de puncte de acupunctură, ele sunt un fel de adrese, sunt un fel de conduite care ne reconectează cu un spectru sau cu un aspect sau cu o aromă din ce înseamnă arhetipul respectiv. Și asta este cum ajustăm. Bine, asta e evident, la nivel de principiu, în practică e mai complicat. Prin această practică, totodată, scoate la suprafață ceea ce noi nu vrem să vedem. Da. Asta, mă bucur că ai adus acest aspect în discuție, fiindcă unii pacienți, unii oameni își imaginează că să faci așa ceva, să treci printr-o astfel de terapie, e oarecum, nu știu, sună prea bine ca să fie adevărat. Vreau să vă asigur că nu e. Adică e adevărat, dar nu e atât de prea bine, fiindcă e un preț. Cum zicea cineva, there is no such thing as a free lunch, nu există un prânz gratuit. Întotdeauna orice lucru de valoare se muncește. Care e munca din povestea asta? Munca aici este să poți să faci față demonilor interiori, să poți să confrunți toate emoțiile negative care au fost acolo. De exemplu, dacă o persoană, revenind la exemplu cu relația cu mama, da, poate fi relația cu tata, poate fi relația cu familia în sine, e doar un exemplu. Dacă acea relație a fost defectuoasă, la nivel interior, persoana respectivă este frustrată. De ce? Deoarece are niște reperi, e gândirea magică a copilului, care simte, știe că un părinte ar trebui să fie într-un anumit fel. Simte că mama ideală ar trebui să fie într-un anumit fel, tatăl ideal ar trebui să fie într-un anumit fel, relația dintre ei, atmosfera din familie ar trebui să fie într-un anumit fel. Cu cât ne îndepărtăm de acestea, cu atât apare o frustrare, o furie. Iar acestea nu se manifestă într-o primă fază, deoarece copilul are nevoia de a supraviețui. El nu poate să fie furios pe proprii părinți cât e încă dependent de ei. Da? Dacă ar fi furios pe proprii părinți, ar fi un fel de agresiune la adresa lor. Ceea ce biologic e imposibil, fiindcă dacă ești agresiv cu proprii părinți, s-ar putea să te abandoneze, deci să mori. Așa că câtă vreme ești dependent de ei, nu poți să fii agresiv cu ei. Ei bine, în momentul în care în tratament începi să accesezi propriile tale resurse, se schimbă lucrurile, fiindcă începi să ai acces direct, nemijlocit de părinți, nemijlocit de societate, nemijlocit de iubit, iubită, la iubirea ta interioară. Și atunci devii independent. Atunci începi să se dezinhibe frustrările, suferința, tot bagajul de care vorbeai. Apropo de asta. Deci practic dispare nevoia de a te agăța de altcineva din afara ta. Exact. Și asta este cheia de a ieși din aceste relații toxice. Fiindcă dorința de a sta într-o relație toxică, cum ziceam, e din dorința de familiar. E din dorința de a mă agăța de cineva. E din golul acela în care, ok, am avut puțin, rău cu rău, dar mai rău fără rău.
Și atunci de ce trebuie să aleg între un rău mai mare și un rău mai mic? Când în mine există comoara și în mine, în toată lumea, în fiecare dintre noi. Fiindcă fiecare dintre noi avem aceste arhetipuri care sunt prin definiție perfecte, tot ce trebuie să facem este să le accesăm. Este să ne reconectăm la ele. Și atunci nu mai am nevoie de tine sau de tine sau de tine ca să îmi astup acel gol emoțional. Și atunci încep să-mi găsesc un sentiment de stimă de sine, un sentiment de iubire a propriei persoane, un sentiment de, ok, nu sunt eu vinovat pentru tot răul din univers. Încep să nu-mi mai fie rușine de mine când mă privesc în oglindă. Puțini oameni pot să spună lucrurile astea. Adică sunt foarte mulți oameni care au o relație foarte proastă cu propria persoană. Și în general, cu cât este... De fapt, indiferent că e bună sau e proastă relația cu propria persoană, exact asta se va vedea și în relațiile cu ceilalți. Mă simt bine cu mine, voi avea relații armonioase. Nu mă simt bine cu mine, voi avea relații dezastroase. Uite, legat de un exemplu. Uh-huh. Încerc în momentul ăsta să mă cresc pe mine ca un personaj din afară, încât uh-huh. să nu dau de înțeles oamenilor că este vorba despre... Așa. Dacă un copil da. Se naște într-o familie unde, să spunem, violența promovează da. Conflictul, da. Însă acest copil reușește cumva să ajungă la un nivel de conștiință care are el niște găgăuni în cap și reușește brusc să se trezească și reușește să plece. Da. Deci el ia decizia, își găsește curajul la o vârstă fragedă uh-huh. să spună gata, asta nu e pentru mine, nu e pentru sufletul meu, eu plec. Da. Abordarea lui atunci când își va face propria lui familie va fi diferită față de ceea ce a văzut legat de acțiunea pe care le-a făcut curajul de a pleca efectiv din ceva ce el consideră că nu e normal. Deci ce mă întreb este dacă va reuși să nu repete istoria? Da, prin simplu fapt că a avut curajul să plece. În primul rând e nevoie de foarte multă maturitate să faci ceva care este fundamental diferit de ce ai văzut. Deci asta în sine este o dovadă de foarte multă putere de caracter. Dar lupta e departe de a fi câștigată la acest nivel. De ce? Deoarece în anumite momente cheie în care scenariul nostru de viață se apropie, se aseamănă cu anumite întâmplări, anumite momente din scenariul părinților, vom avea o tendință supraomenească să repetăm și nu ne vom da seama că repetăm acel scenariu. Deci e ca un fel de energie potențială care e tot timpul acolo. Evident, asta nu este ceva ce e bătut în cuie, adică faptul că a existat acea putere să faci primul pas, ăla e cel mai greu. Când, de exemplu, o rachetă decolează de pe pământ, primii kilometri sunt cei mai grei, după aia evoluția e mult mai rapidă. La fel și aici. Deci, dacă s-a putut face primul pas, restul sunt mult mai ușor. Dar, cum ziceam, e nevoie de încă multă muncă. Fiindcă, de fapt, ce vedem în terapie este că pe măsură ce aducem mai multă hrană emoțională, pe măsură ce aducem mai multă căldură în discuție, ies acei monștri, ies acele bagaje și vrem să iasă controlat în terapie. Nu vrem să iasă în familie când pot exista consecințe. Atunci când ies balaurii la suprafață. Da, bine denumit, da, balaurii, da. Cum facem să nu rămânem într-un cerc vicios în care să se repete iar și iar? Pentru că ei ies la suprafață, te pune la încercare, da. Îți vede atitudinea, vede reacția ta din acel moment uh-huh. și presupun că dacă cazi în plasă și faci jocul acelui balaur, se va repeta de nori, din nou. Da, numai că presupun că exemplul de care vorbești este cel în care e vorba de un om în terapie. Sarcina terapeutului în acest caz este tocmai să atragă atenția. Adică niciun terapeut care știe ce face nu va face niște tratamente fără să-l informeze cât se poate de bine, cât se poate de amănunțit pe pacientul respectiv, că la asta ne așteptăm. Vor ieși acei balauri. Și cum e posibil să se manifeste? Păi în felul ăsta, asta, asta, asta. Și dacă se întâmplă așa ceva, pacientul vine după aia în terapie, îi spune, uite, vezi, ai avut dreptate că m-am enervat pe XYZ, am făcut ca toate alea. Da, dar există această buclă de feedback. În sensul în care ne tot întoarcem la a reanaliza, la a conștientiza. Conștientizarea are o putere foarte mare.
Și atunci, ok, au ieșit balauri atunci, dar de ce au ieșit de fapt? Fiindcă s-au pus niște cărămizi la partea de hrană emoțională. Când ies balauri, ies de obicei pe termen scurt, ies pe termen limitat, ca o reacție la faptul că acum pot să mă manifest. Dar după aceea, da, să luăm de exemplu furia, da, e unul dintre cei mai frecvenți balauri, da? Cineva devine foarte incisiv, foarte furios, foarte așa. Ok, bun, e într-o primă fază așa, dar nu rămâne așa. În momentul în care începe să-și stabilească niște limite mult mai clare, adică nu se mai lasă călcat în picioare, are o stimă de sine mai bună, nu va mai fi la fel de confortabil pentru oamenii din jur, care înainte erau obișnuiți că pot să șteargă cu el pe jos și acum dacă el opune rezistență o să aibă tot felul de reacții de genul a, te-ai schimbat, da, nu te recunosc, da, așa. Dar, încet, încet, acea persoană va vedea că e mult mai ferm, mult mai sigur pe sine, iar rezultatul final se numește asertivitate. Pot să fiu ferm, dar calm și liniștit. Nu mai trebuie să rag, nu mai trebuie să zbier, nu mai trebuie să țip, nu mai trebuie să fiu violent sau agresiv, sunt doar ferm. Pe aici nu se trece, nu-ți voi permite să încalci niște limite. E ca și cum omul nu mai devine furios și nu te mai atacă, dar în același timp te simți în primejdie să calci în câmpul acelui om. Da, fiindcă e normal, adică e o chestie de genul, domne, să zicem, un exemplu banal, că poate oamenii nu știu la ce ne referim. Să zicem că cineva te sună la 10 noaptea și are chef de o discuție, da? Și poate tu ești cu iubitul, cu iubita sau ai Dumnezeu știe ce alte planuri. Un om care nu are cine știe stimă de sine va avea tendința, deși nu are chef să vorbească, să îi satisfacă nevoia celuilalt, chiar dacă se sacrifică el pe el. Un om cu o stimă de sine mai bună îi va spune, uite, îți mulțumesc pentru telefon, dar în acest moment e mai important pentru mine să, nu știu, să mănânc, să dorm, să petrec timpul cu iubitul, iubita, familia, copilul, cățelul, purcelul. Și dacă vrei, putem să ne auzim mâine la un telefon. Deci o stimă de sine mult mai ridicată. Da, și calm, echilibrat, civilizat, dar în același timp spunând și ce, care este nevoia lui. Având grijă să existe o autenticitate, că tot vorbeam mai devreme. Adică să nu existe ceva de genul, ok, eu vorbesc cu tine, dar de fapt eu nu vreau să vorbesc cu tine și sunt eu frustrat în interior, dar eu față de tine sunt cu zâmbetul pe buze. Chestiile astea creează fricțiuni. Și mergând până la modul la care, dacă devin un obicei, pot să meargă până la somatizări, pot să se transforme tot felul de boli, nu vrem asta. Că tot vorbim legat de relațiile toxice. Da. După o relație toxică, la un moment dat, unul din ei, Doamne ajută, renunță și pleacă. Da. Dar celălalt tinde să cadă într-o depresie destul de severă, pentru că nu mai există acel stâlp de care să stea agățat. Da. Prin această practică, depresia ar putea fi ameliorată, ar putea opri, nu știu, cele mai întunecate gânduri. Foarte mulți au gânduri chiar și legate de suicid. Da, așa este, da. Păi da, fiindcă în final, cum ziceam și la începutul emisiunii, baza unei relații toxice are două premise, dependență și suferință. În momentul în care cineva este dependent de celălalt, de ce e dependent? Fiindcă el în sine nu are. E acel gol emoțional, golul acela sufletesc. Care de unde vine? Cum ziceai și tu, din copilărie. Fiindcă nu a primit tot ce avea nevoie. Ce facem cu ajutorul acupuncturii este să îl ajutăm să se reconecteze la propria lui sursă. Și atunci se întâmplă două lucruri foarte importante și foarte benefice în același timp. În primul rând, nu mai e dependent de cineva, fiindcă, ca o paranteză, nicio relație cu adevărat benefică, nicio relație cu adevărat echilibrată și care să aducă fericire nu se bazează pe dependență, se bazează pe interdependență. Adică eu pot să mă descurc și singur, dar văd că în echipă cu tine pot să obțin mult mai mult, pot să creez ceva ce singur nu pot, dar eu am o relație bună cu mine. Pe când în problema de, în relația de dependență, eu nu am o relație bună cu mine. Și mă bazez pe tine. Închid acum paranteza. Aritmetica relațiilor nu este adunarea. Și aș vrea să subliniez acest aspect, fiindcă oamenii zic, mi-am găsit jumătatea. Dacă vorbim de jumătăți, dacă eu sunt incomplet,
și tu ești incomplet, împreună nu vom face un întreg. Împreună vom face o relație care are două hibe în loc de una. Deci, aritmetica iubirii este înmulțirea. Două jumătăți fac un sfert. Dacă, de exemplu, să zicem, merg doi oameni pe munte și unul merge bine și altul e accidentat, nu o să meargă amândoi mai repede, o să meargă amândoi mai încet, dacă vor să rămână împreună, la fel și într-o relație. Deci e foarte important să înțelegem acest aspect. Și revenind, apropo de ce ziceai tu cu depresia, deci se întâmplă două lucruri. Unul, că își recapătă independența și nu se mai agață de celălalt, și doi, că nu mai ajunge în depresie, fiindcă depresia este exact acel gol. Înainte exista iluzia că, domne, e celălalt aici. Și e o umbră de iubire, e o umbră de căldură. Și dacă nu mai am pe cine să mă bazez, atunci cad în acel gol. Dar dacă eu mă reconectez la plinul meu, fiindcă fiecare dintre noi avem un plin, ideea e doar să știm cum să-l accesăm. Și asta este ce face acupunctura în acest caz. Ne ajută să-l accesăm. Nu mai sunt nici deprimat, nici dependent. Bine, din nou, o fac să pară simplu, fiindcă eu vorbim la nivel de principiu, la nivel de mecanism. În realitate, în practică, e o întreagă călătorie inițiatică. E o întreagă luptă cu tot felul de stări, cu tot felul de frustrări, cu tot felul de lucruri acumulate, fiindcă toate bagajele acelea vor ieși la suprafață. Este extrem de important ca spectatorii să înțeleagă că e nevoie de foarte multă maturitate și asumare a acestui proces, fiindcă nu e unul ușor. Dacă ar fi fost ușor, toată lumea l-ar face. Nu, nu e. Nu e. Crezi că depresia poate fi și neputința de a-ți vedea propriile tale valori? Ai spus la un moment dat un aspect foarte important, care toată lumea trebuie să-l știe. Faptul că noi cu toții suntem întregi și avem toate resursele de care avem nevoie. Da. Dar atunci când apare depresia, atunci când apar acele stări de frecvență joasă, care practic ne perturbă de la principiul de a trăi la prezent, la momentul acum, creează această neputință de a ne vedea propriile noastre valori. Și atunci cădem într-o gaură mai mare decât ne-am creat-o noi. Prin această practică ai spus că reușim cumva să ne redescoperim valorile noastre. Da. Fiindcă ține de niște faze de evoluție. Noi, în momentul în care suntem copii, noi nu avem repere despre lume, noi nu avem un discernământ, noi nu știm ce e bine, ce e rău, noi nu știm lucruri de genul ăsta, noi nu știm nimic nici despre noi. Da? Faptul că noi suntem buni sau răi, frumoși sau urâți, inteligenți sau proști, noi nu știm aceste lucruri. Și atunci cine ne dă aceste repere? Părinții noștri ne dau aceste repere. De-aia, de exemplu, o persoană căreia nu i s-a zis niciodată că e frumoasă, că e inteligentă, că e bună, în momentul în care crește și devine adult, indiferent că poate rațional ar avea motive să creadă aceste lucruri, emoțional nu va crede. Cum să fiu eu așa ceva? Păi cum? Dacă cumva îi spui asta, s-ar putea să se supere, fiindcă va crede că îți bați joc de ea. Fiindcă în mintea ei, reperele pe care le-au luat de la părinți sunt de de netăgăduit. E bine, ce se întâmplă? Ca noi să putem să ne dezvoltăm acest discernământ, și repet, nu e vorba de discernământul la nivel rațional, fiindcă la nivel rațional omul ăla poate are un discernământ minunat, mai puțin când vine vorba de imaginea lui despre el însuși, dar la nivel de discernământ doar un adult poate să aibă acel nivel de discernământ, și vorbim aici de inteligență emoțională. Dar inteligența emoțională se bazează pe resursele pe care noi le avem de la părinți. Ori, aici este povestea cu cercul vicios, fiindcă dacă nu ai niște resurse de la părinți, vei avea tendința să ai o părere proastă despre tine și în același timp îți vor lipsi resursele ca tu să ai discernământul, ca să-ți dai seama că nu e așa. Da? Și atunci, ce se întâmplă în terapie, ce facem este că ajutăm acest embrion interior, ajutăm acest copil interior, psihologic, să crească. Asta este magia din tot ce înseamnă psihic. Psihicul nu cunoaște timp și spațiu. În psihic poți să te duci înapoi în timp când aveai un an, doi ani, trei ani, cinci ani sau când erai în burta mamei. Faptul că o traumă s-a întâmplat atunci nu înseamnă că nu o poți accesa acum, fiindcă ai 30, 40, 50 de ani. O poți accesa, fiindcă în psihic nu există timp.
corolarul este, deoarece nu există timp, vei fi la fel de traumatizat la 50 de ani ca și la 3 ani. Acea traumă nu merge nicăieri, nu pleacă nicăieri. Și atunci ce se întâmplă? Mergem acolo și ajutăm prin faptul că îi dăm acces omului respectiv, individului respectiv, la propriile lui resurse, să-și crească fetița interioară, băiatul interior, ca el să devină adult nu doar fizic, ci și psihologic. Și atunci, în momentul în care el se maturizează și devine adult, începe să poată să se vadă pe el mult mai aproape de cum e în realitate. Începe să aibă o stimă de sine dincolo de ochelarii părinților. Da? Dacă, de exemplu, eu știu, tata sau mama a vrut ca copilul să facă, habar n-am, nu știu, facultatea de politehnică, nu știu, de exemplu. Și copilul vrea să dea la medicină sau copilul vrea să dea la psihologie sau Dumnezeu știe unde vrea el să dea. Și pentru părinte, asta, după zisele părintelui, este cea mai mare dezamăgire a vieții. Copilul s-ar putea ca într-o primă fază, sau mă rog, deja adultul, că e deja adult, să preia această dezamăgire și chiar să o creadă, dar cu terapie, cu ajutorul acupuncturii, poate să înceapă să se vadă dincolo de ochelarii părinților, poate să se vadă pe el însuși mult mai aproape de realitatea obiectivă. Adică, păi, eu sunt ok chiar dacă n-am făcut ce au vrut părinții mei să fac. Și ok, sunt... Dar nu doar la nivel cognitiv, dacă... Majoritatea știm că suntem ok, dar asta nu înseamnă că nu suferim. Dacă, de exemplu, tata sau mama sau amândoi ne resping fiindcă n-am făcut ce voiau ei. În unele lucrări ale unui om preferat al meu, Jung, spunea la un moment dat că sunt foarte mulți oameni dornici să se vindece, foarte determinați, chiar hotărâți între dreptul. Dar când ajung la terapia propriu-zisă, doar o ședință și vede un pic, o parte, nu tot, acel fundal, acea poveste care îi perturbă sufletul, renunță. Da. Spun că e prea mult. Exact. Da. Prin această terapie, tu, pentru că ești specializat și pe partea de psihologie, tu deja ai studiat psihicul uman, știi exact ce se află la majoritatea. Să nu exagerăm, nu sunt un semizeu ceva, nu. Da, dar ideea e că noi ca indivizi, ca oameni, ne este foarte greu să vedem totul, să vindecăm totul. Prin această practică am putea să regăsim curajul de a de a vindeca efectiv, de a ne da voie să continuăm această terapie, să nu fie doar o curiozitate de a vedea ce e dincolo după cortină, după care să ne speriem, să dăm un pas înapoi. Da. E o discuție foarte complexă și aici de fapt începe dansul, fiindcă e un fel de dans, e un fel de dans între terapeut și pacient, în care există o tatonare reciprocă, în care experiența terapeutului își spune cuvântul, hotărârea și determinarea și maturitatea pacientului își spun cuvântul. Nu există o formulă magică sau o formulă matematică exactă. Cu fiecare pacient, în fiecare moment, e foarte, foarte diferit. Adică, ce a zis Jung e foarte adevărat și, din nou, repet, poate unora li se pare că ce spunem noi aici, să-ți rezolvi nu știu ce traume din copilărie, pare așa foarte simplu. Da, e simplu la modul la care poți să descrii că o rachetă poate să ajungă în cosmos pe un principiu foarte simplu. Principiul e simplu. Aplicarea naibii de dificilă. La fel și în terapie. Oamenii când văd, când încep să conștientizeze ce e în spatele cortinei, mulți nu se așteaptă. Și mulți își dau seama că ce credeau ei că au rezolvat, sau lucrurile, ca să-i citez pe majoritatea, peste care credeam că am trecut, sunt de fapt cât se poate de vii acolo în spatele cortinei. Și atunci ideea este că aici e nevoie de suportul și susținerea terapeutului și de o dozare foarte, foarte atentă, astfel încât să intri în acel domeniu într-un ritm adecvat și adaptat fiecărui pacient. Sunt unii oameni care gata, mă duc, lupt, fac, drag, am așteptat toată viața acest lucru și unii dintre ei chiar pot să facă. Și atunci îi permit terapeutului un ritm mai alert. Dar sunt unii oameni care au nevoie de foarte multă răbdare și au un ritm foarte lent și ok. Nu există corect sau greșit. Este de datoria terapeutului să se adapteze fiecărui pacient, ritmului fiecărui pacient.
Sunt anumite momente în care moștrii pe care îi vedem, balaurii de care dăm acolo, unii sunt mai mari, alții sunt mai mici, cu unii nu avem nicio problemă, cu alții e posibil să ne dea un pic peste cap și atunci, evident, terapeutul ajustează terapia. Adică sunt unele ședințe în care începem să mergem, să explorăm, să vedem unde e balaurul, sunt altele în care ne întoarcem și ne lingem rănile și ne regrupăm. Și e ok să fie așa. Adică ține din nou, cum ziceam, de experiența terapeutului și abilitatea lui de a doza. Dar, acestea fiind spuse, vreau să punctez un anumit lucru. Ai spus de curiozitate. Să abordezi domeniul ăsta din curiozitate nu funcționează. Nu funcționează fiindcă nu e un voyeurism psihologic sau spiritual. Traumele acelea sunt foarte reale. Traumele acelea sunt suferințele, unele dintre ele cele mai mari suferințe ale omului respectiv. Nu ne jucăm cu așa ceva. Nu ne jucăm din respect pentru suferința care e acolo și din experiența dureroasă prin care a trecut acel om. Deci, nu recomand nimănui să intre cu o atitudine de joacă în această poveste, ci cu o atitudine de a lua lucrurile foarte în serios și foarte matur, fiindcă pe cât de serioase sunt rezultatele, pe atât de serios trebuie să fie și pacientul în a aborda aceste lucruri. Adică, unul din elementele pe care nu pot să le subliniez prea mult este că e nevoie de multă, multă responsabilizare. Adică pacientul trebuie să înțeleagă că la finalul zilei, dacă lui e mai bine sau mai puțin bine, este strict în funcție de atitudinea lui. Problema e a lui, copilăria pe care a avut-o e a lui și nu poți să ajungi, sunt unii pacienți, că de-aia zic, sunt unii pacienți care ajung la terapie și nu, nici măcar nu depinde de acupunctură, adică că e psihoterapie, că e acupunctură, că e orice altceva din sfera care lucrează pe psihicul uman, nu poți să zici, ok, gata, am venit, de aici e treaba ta. Nu merge. Fiindcă vindecarea acestor răni presupune introspecție, conștientizare, atenție la propria persoană. Și e foarte greu să fii atent la propria persoană când propria persoană îți arată răni, tristețe, singurătate, durere, furie, agresivitate și tot felul de alte lucruri frumoase de genul ăsta. Chiar ai spus ceva foarte, foarte tare, nu acum în emisiune, ci ultima oară când ne-am întâlnit, legat de mașină, volan și motorul propriu zis. Că terapeutul, practic, îți dă drumul la motor să mergi. Exact. Dar terapeutul poate să-ți dea drumul la motor, îți pune volanul în brațe, îți dă o direcție, dar dacă apeși sau nu pe pedala de accelerație, e alegerea ta ca pacient. Da? Terapeutul e pe scaunul din dreapta. E coachul. E ok, hai, uite, iau în stânga, iau în dreapta, poți să te duci acolo. Cât de mult apeși tu pe acea pedală, depinde de tine. Și aici mă refer, acum nu vreau să creez o confuzie, că înainte ziceam de ritmul pe care îl dă terapeutul. Terapeutul își ajustează ritmul în funcție de pacient. Niciodată terapeutul nu va împinge pacientul dincolo de dorința lui sau abilitatea lui de a procesa niște lucruri. Întotdeauna tot ce se face este cu consimțământul și participarea activă a pacientului. Terapia nu este ceva ce se face pacientului, ci se face împreună cu pacientul. Deci e foarte important ca pacienții, oamenii să înțeleagă că aceste lucruri în final sunt lecțiile lor. Putem să zicem karmice dacă vrem. Sunt lecțiile lor, sunt viața lor. În final, fericirea sau nefericirea fiecăruia depinde de cum știm noi să ne facem managementul lumii noastre interioare. La sfârșitul zilei, dacă atunci când ne punem în pat suntem fericiți sau nefericiți, e responsabilitatea noastră. Nu a terapeutului. Terapeutul are foarte mulți pacienți. Pacientul de obicei are un singur terapeut. Și atunci ideea este că pacientul trebuie să știe să se folosească de aceste lucruri, să-și facă temele, să fie atent la ce teme îi se dau, la introspecție, la ce s-a întâmplat, fiindcă cu cât e mai implicat, cu atât evoluează mai repede. Cu cât evoluează mai repede, cu atât e mai fericit mai repede. Deci, privind terapia, poate dura și ani de zile, privind... Păi, dacă stăm să ne gândim, știu că pe unii oameni poate să sperie acest prospect, dar dacă stăm să ne gândim și să fim un pic realiști, dacă tu ai avut o traumă care a fost acolo zeci de ani, repetată zi de zi, da? E realist să ne așteptăm că se rezolvă într-o lună, două? E nerealist, da? Adică chiar și un an, doi de terapie, dacă într-un an, doi de terapie reușești să adresezi niște traume. Bine, aici dau un exemplu major, da?
Sunt unii oameni care au niște traume minore și care se rezolvă evident mult mai repede. Dar pentru traumele mari, profunde, cei mai mari monștri din subconștientul nostru, e nevoie de ani de zile. Și nu e ca și când, ok, nu voi încerca asta fiindcă e nevoie de ani de zile. În absolut toate terapiile care au legătură cu psihicul, cu lumea noastră interioară, în toate procesul e același. Și limita nu e atât de mult terapia de cele mai multe ori, limita este abilitatea omului de a duce. Fiindcă sunt, de exemplu, anumite terapii care, în special dacă terapia e foarte puternică și terapeutul nu are background-ul potrivit, e posibil să expună omul respectiv unor traume foarte mari fără să existe contextul unei terapii. Și atunci ce se întâmplă este că omul poate să fie expus într-un mod extrem de crud și violent unor traume care oricum erau și acolo, dar erau anesteziate. Și atunci acea terapie poate să-l scoată de pe anestezie și să-l lase cu trauma în brațe, ceea ce nu e ok. Da? Deci totul trebuie făcut cu o anumită blândețe. Există așa numiții thrill seekers ca pacienți. Wow, vreau să mă vindec, mă duc la cea mai tare terapie. Ești sigur că vrei să te duci la cea mai tare terapie? Fiindcă nu știi ce găsești acolo. Legat de asta, ca și terapeut, cum îți dai seama că un pacient este pregătit pentru ședințe de acupunctură? Că e pregătit gen să-și înfrunte demonii, monștrii? Da, uite, de exemplu, balaurii tind să se manifeste ori în furie, ori în autovictimizare. Da. Deci, una din astea două, sau poate chiar în unele cazuri, ambele. Uh-huh. Și să spunem că pacientul deja trece printr-o perioadă foarte nasoală, deci rana este vie, s-a întâmplat recent, dar totodată simte un impuls să înceapă această terapie. Da, în astfel de cazuri și de fapt în orice terapie, nu ne avântăm să sărim în capătul adânc al piscinei. Întotdeauna începem cu o strategie în care alinăm, stabilizăm, creăm o fundație. O fundație pe mai multe aspecte. În primul rând, o fundație de comunicare cu pacientul. E foarte, foarte important. Dacă e să aleg un singur lucru, cel mai important, din orice terapie care are astfel de direcții profunde, aceea invariabil ar fi legătura, relația între terapeut și pacient. Fiindcă în momentul în care te duci în tărâmurile cu zmei, ai vrea să ai un ajutor, ai vrea să ai încredere în cineva. Și atunci ăla trebuie să fie terapeutul. Deci trebuie să punem niște fundamente de încredere, trebuie să ajungem să ne cunoaștem. Încrederea se construiește în timp, e nevoie de timp. În afară de asta, cum ziceai și tu, poate omul este într-o rană vie. Nu te apuci să-l răscolești peste rana aceea vie. Întâi pui un pansament, faci niște tratamente de liniștire, de relaxare, de adunare, de conținere, astfel încât omul să poată să trăiască, să poată să răsufle, să nu mai fie pe, cum să spun, în starea aceea de șoc, de rană, de carne vie. Îl stabilizezi și abia după aceea, încet, treptat, în funcție de cât poate să ducă, din nou, tot timpul ajustând ritmul pentru pacientul respectiv, intri în zona cu adevărat dureroasă. Deci aici intră ideea de a, așa cum a fost și în cazul nostru, prima dată de a îi vedea povestea persoanei. Clar, individului. Evident. Da. Și ea să-l presupun că îți faci o idee, îți faci un plan. Îți faci o idee, îți faci un plan, da. Aici sunt evident mulți factori, dar de exemplu experiența terapeutului poate să fie importantă, fiindcă cu cât e terapeutul mai experimentat, cu atât citește mai repede pacientul. Și la un moment dat se ajunge la paradoxul că poți să citești pacientul relativ repede și teoretic ai avea destule informații să intri deja în partea de tratament și să-i spui, ok, ai intrat pe ușă, am observat postura ta, am observat mimica ta, am observat tonul vocii, am observat tot felul de lucruri care țin de metalimbaj. De ce e important metalimbajul? Fiindcă este limbajul subconștientului și subconștientul nu minte. Pe când conștientul, ce ne spune pacientul la nivel conștient, cognitiv, va fi întotdeauna deformat de filtrele lui, de ce conștientizează el, de ce crede că este social acceptabil. Și atunci metalimbajul te duce mult mai repede la. Dar unde voiam să ajung este că chiar dacă îl vezi și îl citești repede, e foarte important ca pacientul să se simtă ascultat, înțeles. Și asta e parte din terapie, face parte din actul terapeutic în sine.
Octavian, acum că mai avem fix câteva secunde, aș vrea să continuăm această tematică și data viitoare. Ok, sigur. Îți mulțumesc foarte mult că ești în seara asta alături de noi. Și eu îți mulțumesc mult de tot pentru invitație. Și te așteptăm. Sigur, cu mare plăcere. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Vă invit să intrați pe pagina mea, Cătăin Alhajali. De asemenea, vă invit să intrați pe pagina invitatului meu, Octavian Zbârnă, pentru că aveți multe de trăit, de a, cum să spun, vă va fi foarte de folos din propria mea experiență. Vorbesc. O seară minunată. La revedere!